Și apropo de ipocrizie politică și de felul ăsta de a le scoate ochii oamenilor cu Vai, ce curat și civilizat sunt eu! Cred că problema e la noi, da, cum cădem în fund la fiecare gest de, nici nu știu dacă să zic, normalitate. Ați văzut probabil cu toții faza aia cu Dacian Cioloș la Timișoara El și premierul Serbiei la o trecere de pietoni Fiți atenți ce fac ăștia la o trecere de pietoni Mm? Premierul nostru și cel al Serbiei s-au deplasat pe jos spre un restaurant. E ce credeți? S-au oprit la trecerea de pietoni și au traversat după ce s-a făcut verde la semafor? Vă dați seama, mamă, ce gest incredibil! Doamne, câtă civilizație! Câtă. Frate, bine că n-au trecut când a fost roșu, că venea vrunul și îi spulbera, auzi. Înveți încă de la grădiniță că nu e voie să treci decât pe verde. Altfel pe bune, dacă niște polițiști oprești circulația pentru tine, treci mă, nu le încurci oamenilor treburile, că mai rău zăpăcești circulația în felul ăsta, ca să arăți tu cât ești de normal. Înălțăm monumente pentru nimic, iar după aceea, că asta e problema, ne supărăm pe statuile pe care noi le-am ridicat. Urmarea imposibilității de a achita produse în moneda națională la bordul unui avion pe o cursă internă, premierul a cerut o poziție de la ANPC și o analiză a legislației de la mai multe ministere cu atribuții în domeniu. Mm? Ce tare! Să poți să ceri o analiză a legislației când ți se întâmplă ceva aiurea în țara asta. Domnule premier, să știți că noi nu avem cum să cerem analize de astea. Noi o luăm peste bot, jap, jap și cam atât. Facem o reclamație cel mult. Și revolta noastră moare cu reclamația aia. Că apoi trebuie să mergem la serviciu, da, nu mai avem vreme. Dar de acum știm cum să facem, da, vă sunăm. Când avem o problemă, vă dăm un telefon să cereți o analiză în numele nostru. Ce nu o să o faceți? Cereți, ca și e normal, nu? În orice țară, când cineva are o problemă, îl sună direct pe premier să se ocupe.